Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna nouă din Leu. O lună nouă care se perfectează pe 4 august la ora 14 și 13 minute ora Bucureștiului, în 12 grade și 34 de minute Leu. Soarele este în conjuncție cu luna. Acest aspect de conjuncție formează un sextil cu Jupiter din Gemeni. Pentru acest moment de lună nouă avem un ascendent în 13 grade Scorpion, îl observați, și pentru voi vărsătorii Saturn este în pești, nu formează niciun aspect. Uranus formează o cuadratură cu Venus, care este în Leu. Acest aspect de conjuncție este foarte benefic pentru acest moment, prin faptul că avem acel sextil Soare-Jupiter. Mercur este retrograd în Fecioară. Vorbim de locul de muncă, de rutina zilnică pentru vărsători și de schimbări, transformări. În schimb, conjuncția Soare-Lună, care va aduce posibilitatea să vă folosiți creativitatea, dorința de a fi remarcați de ceilalți, vă folosiți emoțiile, visarea, intuiția și imaginația. Puteți fi foarte curajoși, mai ales legat de contracte, de asocieri, de procese și lucru care pe voi sau vouă s-ar putea ca în aceste aspecte să vă aducă bucurie, fericire, să vă simțiți bine, să vă folosiți relațiile, de un aspect benefic, să vă distrați, poate că chiar vă distrați legat de niște aspecte de contracte. Fiindcă luna nouă se formează într-o casă a contractelor, o casă a șapte, a relațiilor, poate fi vorba și de o relație personală, de o căsătorie. Acestea ar fi în principal aspectele și încă un lucru pe care trebuie să-l menționăm, acest ascendent în Scorpion va duce dorința de cunoaștere, de a vă cunoaște pe voi înșivă, de a vă analiza. Acest lucru poate să vă aducă niște defecte pe care să le observați și să pierdeți cumva încrederea în voi, în forțele proprii. Aspectul benefic dintre Jupiter și Soare este între 4 și 10 august, când puteți să întreprindeți lucruri importante pentru voi. Vorbim de contracte, de asocieri, care, de căsătorie, de aspecte benefice, de o relație, unde puteți să vă așteptați la aceste aspecte benefice. Să vedem pentru vărsători, poate fi vorba și de un contract de afaceri. Sfatul tarotului druid.
Voi pune cele trei cărți. Și iată, aveți aici Regina de Cupe. Deci o relație cu o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în rac. O femeie care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, preocuparea pentru strămoși, pentru trecut, pentru familie, pentru natură. Dar voi s-ar putea să vă doriți să echilibrați aceste forțe, să analizați forțele care intră în joc, astfel încât să le stăpâniți, să puteți să vă aduceți pe cineva pe care vă doriți voi în puterea voastră sau să vă ajute să ajungeți acolo unde vă doriți. Deci este un aspect foarte puternic acesta și forța. Forța voastră interioară de a stăpâni o situație dificilă legată de o casă. Vă bazați pe intuiție, vă bazați pe idei, vă bazați pe imaginație, pe sentimente, pe sensibilitate, pe romantism, astfel încât să stăpâniți o situație legată de o casă, unde s-ar putea să nu stăpâniți această situație. Ați muncit foarte mult sau ceilalți au muncit foarte mult pe care voi vreți să-i aveți sub control și s-ar putea să se ajungă în final la o încheiere, la o finalitate. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest aspect. Aveți nebunul. Nebunul reprezintă dorința de a începe ceva, de a ieși din stagnare. Nu sunteți prea bine pregătiți, am putea spune că vreți să luați o șansă, dar pentru această șansă ar trebui să fiți pregătiți, informați, să știți despre ce e vorba și voi aveți prea puține cunoștințe necesare, dar vă doriți să aveți noroc. Aveți această crenguță de vâsc în mână și întotdeauna vâscul reprezintă dorința noastră de a avea noroc, dar ignorați cumva pericolele care s-ar putea să apară pe parcurs. Nu sunteți ajutați de nimeni, sunteți singuri doar cu gândul la sprijinul divinității. Veți avea o distracție, o petrecere, poate să sărbați o reușită, o primă reușită în această tentativă a voastră, ceea ce vreți să faceți voi și poate că veți fi într-adevăr ajutați foarte mult că aveți și mica benefică Venus, împărăteasa, o suverană și ea la fel cum este și împăratul, care poate să arate că veți beneficia de ajutorul ei, de îndeplinirea unor dorințe, dar aceste dorințe ar trebui să țină cont de ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept și să nu vă doriți imposibilul, fiindcă s-ar putea să ajungeți la dispoziția oamenilor. Să vedem ce spun și runele. Deci, aveți aici la rune, situația dificilă o reprezintă această alegere pe care voi ați făcut-o. O alegere care nu a fost bună, a fost o alegere greșită,
ați avut niște informații, dar voi ați mers după ideea voastră și acum trageți consecințele. Trebuie să căutați persoane care să vă ajute să clarificați niște situații. Situații care pot fi legate de alegerea pe care ați făcut-o voi, de șansa pe care v-ați luat-o. Aveți o rună aici, arbore de tisă în interior, care spune că totuși, dacă sunteți drepți, corecți, vă doriți ce este posibil, ce e drept, ce e adevărat, aveți o atitudine fermă, atunci voi veți reuși să, cu ajutorul acestei rune, am zice, deci cu ajutorul divinității, veți reuși să transformați această alegere a voastră care a fost greșită într-o alegere benefică, în ceva benefic pentru voi. Adică să aveți daruri, daruri care vin în urma, deci daruri materiale, daruri sentimentale, totul vine în urma unei mutări, adică să vă mutați cu locul de muncă, să vă mutați cu locuința. Aici vorbeam, mi se pare, de o casă. Poate că unii s-ar putea să vă doriți să vă mutați în altă parte, în altă locuință, și atunci această mutare este benefică pentru voi. Dar întotdeauna doriți-vă ce este drept, ce este adevărat, corectitudinea, și această rună vă scoate din încurcături. Și o reușită, o victorie. Este o rună a victoriei, este o rună a energiei masculine, a câștigului, a reușitei. O rună care poate să arate o energie masculină, deci un bărbat care este foarte puternic, dar poate să vă ajute, să vă susțină, să învingeți o situație dificilă și chiar să ajungeți să aveți o relație bună și să acumulați resurse prin munca voastră, prin ceea ce faceți voi. Deci sfatul arcanei este, dacă plecați pe acest drum, să vă luați o șansă să ieșiți din stagnare, trebuie să vă gândiți că s-ar putea să aveți și riscuri și trebuie să vă asumați aceste riscuri, dar dacă vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este corect, drept, atunci împărăteasa vă susține, vă ajută, vă spune că totul este îndeplinit și puteți să vă distrați. Aceasta a fost citirea pentru voi, vărsătorii. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat. Și dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!